Cum ți-ai ales hainele? Mama mi-a ales. Mama ți-a ales. Aha, dar viața asta tu ai luat-o, ultima. Cred că pantofii ăștia nu-ți potrivesc sau ghetele astea nu-ți potrivesc. Ai dreptate, mă duc să-mi iau altă culoare. N-ai dreptate. Dacă tot veni de note, am nota 10 și 3. Da, eu încă nu știu. Eu n-am când să stau să selectez pentru tot. Așa vreau să le fac, and I'm never gonna let you out of my sight. I've been up dark, was a nice try, but I guess I get to keep my head on this time. God of the creation, the relations I've got, the only one that keeps me safe, the only one it should try. Vă salut, prieteni, într-un nou episod de Stil Unic. Deja v-am zis că din luna octombrie au început provocările și pentru proiectul nostru, așa că de această dată, cele două invitate sunt tare drăguțe, tare vă plac de ele, dar pentru mine au un loc aparte în inima mea, așa că vreau să mergem lângă Cornelia și Sânduța, pentru că atunci când am invitat-o pe Cornelia Ștefăneț, am rugat-o să ia pe cineva drag. E o prietenă, e fiica, e mama. Cine este ei mai aproape de inimă? Clar că nu putea să aleagă și a zis că eu vin și cu prietena și cu sufletul meu. Și Sânduța este de fiecare dată alături de ea, ca și astăzi în proiectul meu. Mama, am fost la salon și-a făcut make-up. Eu am avut și filmări cu orchestra. Asta mama e... Dar eu și mâine fix așa, două filmări am pus. Eu cu ce și face Vica, pot să-mi... Eu știu, de eu când mă machează, eu mă demachez tot și-mi las ochii și a doua zi numai. Bravo! Bravo! Hai, unde? Piunis, vin sau ele sau așa? Am înțeles. Ați înțeles, la noi conceptul emisiunii nu este unul foarte, foarte solid, așa. Noi direct, Sânduța, ea vrea să vă arate geaca, ea fă-ne o piruietă și fă o descriere. Cum te-ai îmbrăcat-o astăzi pentru o emisiune cu stil, aici, la cadru? Cum ți-ai ales hainele? Mama mi-a ales. Mama ți-a ales? Aha, dar viața asta tu ai luat-o, ultima, eu doar până aici. Nu? Mm-hmm. A fost decizia aia să-mi duc. Deci, tu ești un promotor adevărat al lucrurilor pe care le creezi. Mai nou să știți că Cornelia Ștefăneț are timp, nu știu, s-a terminat sezonul nunților. Ce s-a întâmplat? Nu, timp n-am, dar am foarte multă inspirație și creativitate și... Așa, da. Și am văzut noi pe Instagram-ul tău o colecție variată de geci cu... Încă nu. Încă nu. Ai pus colecții ceva. Mari încă nu. Dar vrei să te apuci serios? A patra deja am început cu acest. Deocamdată doar accesorizez, pentru că idei nu am cum se mânuiește o mașină de cusut, manual cos, asta știu să fac. Am dar uite cât de fain impedimente și cu nasturi și cu mai mult și m-am învățat scos. Voi ați mai fost la emisiunea noastră? Da, acum 2 ani. Am fost. Sânduța era mică pe atunci. 3 ani. 3? 3 ani? Sânduța este clasa 3-a. Nu, era clasa 1. Urmează să fim împreună cu Alexandra și noi în clasa 1, cred că să mergem încă o dată în viața noastră în clasa 1. Să nu te se găspre, da, 3 ani în urmă. 3 ani. Eu zic să mergem să vă fac o plimbare prin Oasis, nu știu dacă ați fost, și după am multe, multe întrebări și provocări pentru voi, da? Hai. Mergem? Dar tu ne ghidezi. Sigur. Am înțeles, sus. Și sus, ca sus. Invitatele noastre să aibă parte de cadouri pe măsură aici la Stil Unic. De această dată am venit la Farmacia Familiei, anume la standul Mollers, ca să alegem cadou pentru invitata noastră, Sânduța, dacă va face față provocărilor, dar sunt sigură că va face. Sânduța merge în clasa 3, ceea ce înseamnă că are nevoie de un aport sporit de vitamina D și de omega 3, de aceea am ales pentru ea peștișorii Mollers, dar și acest ulei bogat în omega 3, care se administrează ușor acasă. Îmi
întreabă care sunt noutățile în materie de muzică, când mi-ai scos ceva, ce mai faci, eu am altceva. Prima rubrică la mine este să vă analizez outfiturile în care ați venit îmbrăcată, așa că să învățam. Ridic, să te vadă toată lumea și să analizăm cum te-ai îmbrăcat în pantaloni oversize, cu șliți, cu ghetunțe, cu maiou alb, sacou. Te ajută mama la capitolul vestimentar sau ai și tu preferințele tale, da, și alegi ce vrei tu? Așa, așa, de mai mult eu aleg. Mai mult tu alegi, deci data asta cine ți-a făcut outfit-ul? Mama. Mama? Ai lăsat-o pe ea? Da. Dar sunt piese vestimentare care mama ți le cumpăr și tu nu le porți și nu-ți plac deloc? Mult. Multe? Da, foarte. Deci mama n-are gusturi la îmbrăcăminte? Ce s-a întâmplat? Se pare că nu. Ce nu-ți place ție? Ce ți-o ales mama și nu-ți place sport? Păi, uneori mi alege haine care eu, după ce le provez, parcă nu-i stilul meu, nu mă prinde. Așa, deci tu ai un stil, deja înțelegi ce-ți place. Da. Și ăsta e stilul care îți place ție cel mai mult. Da, da, fără de asta. Aha, este mama oleacă. Păi, foarte bine mama accesoriză, dar să știu, fără vestă, chiar îmi pare și mie că e mai bine. Ești îmbrăcat așa mai de bază. Dacă ai și o geacă de piele sau din denim cu care ai venit, e perfect. Ce mai bine ca mama. Trebuie să înveți. Hai să analizăm pe mama. Gata, să rugăm să... Mama are stil, cum tu crezi? Îți place cum se îmbracă? Da. Dar uneori faci observații cum e corect. Da. Da? Da. Știi că de fiecare dată că faci observații are dreptate. Mă uit și eu în oglindă și analizez și îmi zici că... cred că pantofii ăștia nu-ți potrivesc sau ghetele astea nu-ți potrivesc. Mă uit eu și... Ai dreptate, mă duc să-mi iau altă culoare. Serios? Da. Ai, bravo! Lupta noastră care a fost când avea sănduța vreo 4 ani, 4-5 ani, fiecare dimineață era cu scandal. Ea vroia, de exemplu, ștrampi subțiri, dresuri subțiri și o rochie subțire, dar afară ningea și era frig. Și eu mă certam cu ea și explicam, sănduța e frig afară, nu merge, nu că eu vreau așa. Venea Marcel și zicea, Doamne, iară voi vă certați, să fie o dimineață, că voi ca prietenele, să vă alegeți hainele. Și uite că acum, după toată perioada aceea în care noi tare mult ne-am contrazis, ea sigur își alege ținutele și eu mă bucur că am avut răbdare să înțeleagă și ea că nu merg carourile cu flori sau... Cât de cât după sezon să ne îmbrăcăm. Ca și de mod, dar te-ai îmbrăcat într-un sacou în caroș și niște colanți florați cu o fustă scurtă din nuanțele astea. Există și asortări de genul, dar mai puțin, mai ales. Da. Trebuie să nu exagerăm. Da, vreau da. Să te felicit, tu știi că mulțumesc. Că dar cu fiecare dată, nu am ce să zic, nu am... Băi, eu vreau producătoarea să-mi aducă niște invitați, dar să pot să-i cunosc o dată, dar nu există, voi... Vă pregătiți pentru emisiune, Cornelia a fost la mai gnavă. Da, special for you! Și a fost floarea în vie, deci adevărat de voi și credeți că apuceți sunt asortat la geantă, eu am fost atent cu cum o venit. Eu că am o pereche de tocuri, dar am niște bătături la picioare, că am zis astăzi fără tocuri. Hai, poți să mă așez, da? Stai jos! Dar o să zic că cei care ne urmăresc dacă e bine să fie, dar nu mai este bine nici în contextul ăsta, nu mai știu. Hai să ne povestiți cum este relația voastră acasă și nu doar la capitolul haine. Eu știu pe Cornelia, pe mama ta, că o femeie foarte frigică așa, care nu se enervează, calmă. Tine, n-ai dreptate, se enervează. Se enervează? Pe cine? Mine. Dar ce-i faci tu? Cum o provoci? Chiar dacă ridic un pic tonul, eu încep să strige. Așa. Bine, nu chiar strige. Nu chiar da, exagerat. Aha, nu chiar da, strige. Da. Ridic și ea tonul. Și tu cum reacționezi atunci când mama este enervată? Și ai aflat secretul? Da, ochii peste cap. Da, ochii peste cap. Și mama se enervează mai tare. Și mai tare mă enervează. Iară, o dai ochii peste cap. Da, deja e fata mare, clasa 3-a, are dreptul la alegere și poate să-ți răspundă cum vrea ea. Da. Asta porci, asta nu porci. Cam așa și răspunde. Cam așa și răspunde. Că eu... nu, să știi că la capitolul vestimentație școlară avem uniformă și aici este foarte simplu, pentru că avem negru, alb și sacoul verde. Respectiv, selectăm așa ca să-i placă și sănduței și să se potrivească cu uniforma liceului, pentru că dacă cumva pantalonii sunt nu de un negru, dar un gri sau poate forma prea... Sau blugi.
sau blugi, imediat suntem bine, nu sancționați, dar avertizați că nu este bine. Și atunci mai problematic este la filmări, când mai mergem în oraș, atunci eu așa mai strâng din dinți, dar nu zic nimic pentru că înțeleg că este personalitatea ei, individualitatea ei și... Tata vă face compliment atunci când ieșiți din casă și sunteți încopoțate, îmbrăcate. E de fiecare dată. De fiecare dată. Nu de fiecare dată. Dar Marcel are niște articole vestimentare care nu-i plac categoric când te îmbraci sau n-are. El nu prea înțelege atunci când eu mă îmbrac în rochie și ghete sau... macasini sau nu prea înțelege, dar... Dar acceptă. Dar acceptă, boa, pentru că este stilul meu vestimentar. Dar eu sunt destul de mult timp, petrec destul de mult timp pe tocuri la evenimente, încât eu zilnic vreau să scap de ele și să iau ceva comod, pentru că alerg foarte mult și sunt și la volan, ca să-mi fie comod să conduc și să... Dimineața poți să mă vezi așa, seara poți să mă vezi cu 50 de pachete, duc haine la curățătorii dacă sunt ceva care nu pot să le spăl acasă, cumpărături, nisip pentru pisic, mâncare pentru pisic, așa că poți să mă vezi în orice ipostază și atunci mai bine să am încălțăminte comod. Îmbrăcăm astăzi cu mamă încălțăminte în toc sau în ciubote mari, largi? Ciubote mari. Ciubote mari. Ți-ai deja știut. Nu mă asumă îmbraci ca un papagal în loc. Da. Ca să trecem la acțiune. La noi e mai mult despre acțiune. Nu întrebăm ce faceți acasă, ce note ai la școală, cum te împaci cu Marcel, când v-ați certat. Dacă tot veni de note, am nota 10 și 9. De 10 și 9, alte note nu ai. Foarte bine, să trebuie să te îmbrăcăm de nota 10. Nu avem voie să... Și dacă ai un 8? Are și la purtare, la educația fizică, ceva mai puțin decât 10, tot da? Toată clasă o primit. Dar inclusiv și tu. Da. Se mai întâmplă. Eu am 3 bilețele aici. Este secret pentru voi, așa a fost și până pentru mine. Iulia s-a străduit, da? Bilețelul Sănduței și bilețelul Cornelii. Îi dau fiecare să aibă bilețelul ei, așa. Și să vedem ce avem de făcut. Ți-a plăcut sau nu? Îi va alege o ținută mamei din magazinul Coton și important că va trebui să fie, să fie concurentă cu Nicoleta la acest capitol. Publicul va nota care din ținută e cea mai bună. Va vota. A, va vota. Interesant, nu o să fii stilist, ți-e îți place. Eu? Tu trebuie să alegi sănduția o ținută, dar important să o îmbraci așa cum ea nu tare iubește să se îmbrace și trebuie să o convingi că aceasta este varianta perfectă. Stau și mă gândesc acum cam ce nu-i place sănduței. Ce nu-ți place? Ai că mi-a spus câteva astăzi. Nu știi? Ba da, știu, dar eu de obicei o conving. Este la fel de interesant ca sănduții. Eu trebuia să-ți comprez cu ea. Mi-a cumpărit și cu ea. Te ajut la capitolul mărimi. Eu cred că tu vrei să îmbrăcăm mai în larg? Mai oversize. Mai oversize? Sau chiar strâns. Dacă e oversize, trebuie să iei vreun M. M? Îți M. Uh-huh. Bine? Da. Ai caută, eu te las. Tu ești talentat, tu să am ales deja o geantă. Super. Și acum ce vrei să alegi? Pantaloni și... Super. Hai! Pentru că sunt și diafane, și frumoase, și spectaculoase.
dar eu totuși vreau să o scoatem din zona de rochiță și super clasic și o să optăm pentru o variantă o ținută romantică, dar în același timp și așa, pe roc. Așa că vreau să găsesc o geacă din piele, nu știu dacă o găsesc, dar ce mi-a trebuit de bază am selectat. E și o geantă. O să-l dai și roșie. Și geanta am luat asta roșie. Fetelor, cum a fost? Simplu? E simplu să fii stilist. S-a învățat din prima ce o ales. Da. Eu am intrat, știa exact ce vrea. A fost un pic mai greu. De ce? Am vrut o ținută, după care a doua, după care a treia, după care a zecea. Dar eu am văzut că tu ai ales mai multe decât trebuie. Da, eu încă nu știu care ținută să o dau. Dacă se zice. Dacă e mamă exemplară. Era ideea că trebuie să aleg ceva ce îi place. Așa. Și ai ținut cont? Îmi place și mie și cu siguranță îi place și ei. Așa că o să vedem, o să merg pe intuiție. Vedeți, dacă la Oasis hainele sunt în trend, n-ai ce să faci să alegi ceva prost, că nu este. Să știți că mie episodul ăsta îmi place cel mai mult, dar știți de ce? Că nu trebuie să mă schimb. Nu, că nu trebuie să mă schimb nici o secundă, data asta doar voi faceți prin rotație, eu vreau să mergeți, să vă schimbați și să vă admirăm îmbrăcate altfel, ca publicul de acasă să ne zică care este ținuta notă, potrivită. Da? A ta de la mine sau a sânduței de la mine? Eu? Tu deja o să fii la pachet, să vedem dacă te descurci, ai abilități. Ah, ok, am înțeles. Da? Hai, să mergem la cabină. Obiectul preferat? Limba engleză, cred. Limba română. Iuliana Beregoi. Cornelia Ștefan. Curat face. Mâncare nu face. Nu-mi place să fac curățenie. Actriță sau cântăreață? Dar cred că actriță mai tare își dorește. Dansatoare, cântăreață. Ceva de mâncare, precis. Supi de obicei nu prea mănânc. O spune că la bunica e mai bun. Eu nu mă supă. Ba da, eu fac și toată lumea mănâncă în afară de sânduță. Ea mănâncă, dar nu-i place că trebuie să-i selectez legumele. Bunica a învățat-o că îi face supa obișnuită și separat pentru ea scoate morcovul, pătrunjelul. Eu n-am când să stau să selectez pentru tot. Borș. Borș. Cred că de la școală, Lia Gabriela. Glebia Gabriela, de la școală, coleg. Dar măcar la vreo una a răspuns? Da, da, să spunem cu mâncare, între ce nu-ți place, eu nu dovedesc să spun ce nu-ți place și faci mama și borș. Dar am spus eu, supile. Vedem și reacție scoate de la voi. Și sânduța. Gata? I should let her live by, and I'm never gonna let you out of my side. I've been knocked out, it was a nice try, but I guess I get to keep my... Super! Sanduța, cum este mami ce îndescă? Bine. Și mărimile toate le-ai potrivit? Cum așa se leși cu mărimile? Asta deja este ținută aleasă de mine. Și aici este cea de-a doua ținută aleasă din Cornelia pentru sănătatea, care relativ ambele trebuiau să fie ceea ce nu-i place ei. Dar foarte greu. E foarte greu ca să alegi. Ia spune, o pune pe mama să-ți cumpere ceva? Da. Care vrei? Ce vrei?
A decis. Extraordinar de frumos! Exact! Cornelia, tu cum te simți? Să-ți place? M-am descurcat bine? Sau ție mai bine ți-a reușit? Eu, sinceră, tu ai făcut treabă tare, tare bună. Eu nu m-am așteptat. Da, e ținută foarte complexă, se vede că e mână de... mâna lui Adam. Dacă aș fi avut o pălărie, sigur îți dădeam și pălărie, da, fete, bravo! Mulțumim! Eu am cadouri pentru voi. Este luna octombrie, doi deja încep să fiu moș Crăciun în emisiunea asta. Aici este pentru Sânduța, avem și vitamine de la farmacia familiei pentru tine. Iar aici avem o sticlă de vin spumant, merge așa romantic de la farmacia. Să vă notați concertele, muntele, tot ce trebuie pentru anul 2024. Da, o să prindă bine, apropo, da. Mulțumesc. Și îmi place să vă văd filate. Siguranță ne mai revedem și în alte proiecte. Lor, eu vă mulțumesc tare mult, sper că nu v-am plictisit. A fost deloc. Așa o doză de stil în această ediție. Trebuie neapărat să voteze oamenii care se uită la noi care ținută e mai potrivită pentru mama. Ceea ce ai ales tu sau ceea ce am ales eu. Dar hai să voteze și pentru Sânduța care... Prima sau doi, da? Hai să vedem. Prima sau doi, prima sau doi. Sau în ce a venit. Ei, în ce a venit e clar, era stilat. Eu vă mulțumesc că ați venit, vă mulțumim și vouă pentru atenție. Ne revedem săptămâna viitoare cu alți doi invitați. Nu știu că și pentru mine fiecare ediție este o surpriză. Pa, pa! Mulțumim și noi pentru invitație și pentru experiența frumoasă. Ți-a plăcut? Da. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. Get a minute of your let it. I show that I live right, and I'm never gonna let you out of my sight. I've been up dark, was a nice try.